Un incendiu produs la un apartament din blocul 17, situat în cartierul Rotunda, a provocat panică printre locatari. De la etajul 4 al blocului ieșea fum gros prin geamurile apartamentului și pe casa scării. Vecinii au sunat la numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat o auto specială cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri Câmpulung și o ambulanță SMURD. Garda detașamentului pompieri Câmpulung a intervenit pe strada Emil Gârleanu, municipiul Câmpulung, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe. Ajuns la locul evenimentului cu auto specială de lucru cu apă și spumă, am constatat că ardea interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, cu posibilități de propagare la întregul apartament. S-au evacuat aproximativ 20 de persoane datorită fumului rezultat în urma incendiului. Cauza este în curs de stabilire. Se pare că în interiorul apartamentului se aflau diverse materiale textile și plastice adunate de proprietar, care au ars degajând un fum gros. Pompierii au evacuat un număr de 20 de persoane din apartamentele învecinate pentru a se evita intoxicarea cu fum a locatarilor. Din primele cercetări, se pare că sursa incendiului este de natură electrică. Din fericire, nu au existat victime, intervenția promptă a pompierilor a făcut ca să fie evitată o tragedie.